salut cu zâmbetul pe buze și cu nerăbdare, deoarece tema noastră de discuție în această zi va fi despre gastronomie. Ghiciți, ghicitoarea mea, rotunjoară, înfoiată și în patru colțuri legată. Cei? Într-adevăr, cred că ați ghicit cu toții. Este vorba despre plăcintă. Astăzi am ales să mergem la doamna Larisa Leucă, unde ne va povesti cum se pregătesc plăcintele în satul Cajba. Și nu în zadar, deoarece dumneaei mereu a susținut cultura. A fost alături la festivalurile din raion și la activitățile desfășurate în localitate cu expoziții de bucate super delicioase. Bună ziua și bine am găsit-o pe doamna Larisa! Am venit astăzi la dumneaei să ne povestească cum se prepară plăcintele în sat Cajba. Și înainte de toate, desigur că mai întâi, doamna Larisa, întâi șerne făina, da? Da, șernim făina. Și după și am cernut. După și am cernut făina, punem sare, pe urmă punem apă. Așa. Și cum era mai înainte la plășinte? Plășinte mai tare se făceau sâmbăta. Când ajungeam sâmbăta, coșeam pâine, coșeam plășinte. Și veneau și te ajutau vecinile cu mătrele? Veneau vecinile, coșeam cu mătrele. Îmi pare că s-aude cineva la poartă și vine. Cred că cu mătra mea Orița vine. Cred că e. Ea îmi dă să văd încolo. E ori nu e? Ei, ia că chiar e vine. Am o și ea mai cu sporfă și ea-mi plășintele. Nazarisă, unde ești? Ei, aici ești. Bună ziua! Mi-ați venit? Te-ai apucat de plășinte. Da. Am venit și eu, leac, poate mai târziu, da, văd că te-ai apucat de-am de treabă, ia ca să ajut și eu, leac, la plășinte. Ia ca fiind pe drum să-i spăl, leac, mâinile. Hai cu Doamne ajută la treabă, să văd și eu, da, dar eu pastelca nu ne-am pus-o. Chiar am mâini pun și eu pastelca. Așa. Că cum să zici ea înainte? Când femeia e la bucătărie, chica trebuie și ea să da, da. Și pe dinainte să nu ne mânjăm. Așa. Ia că dacă suntem mai multe, treaba și mai cu spor și cu mai ajutor. Da, așa, fără plăcinte când se fac pentru clăci, una singură, ori două nu pot face. Nu mai des, multe da. Și îndată se dau în cuptor și... Doamna Larisa, și ne mai spuneți cum... Am aluat, îl punem pe fund și îl împărțăm. Și lăsăm o leac să odinească, pe urmă iar le adunăm și pe urmă le ștorim. Așa. Așa. Să le împărțăm. Le împărțăm, pe urmă le adunăm de plăcințele. Eu să încep a aduna, le punem pe un plăcerar. Mai scurt ca ele să primească
Ferfinițoasă. Da, da. Trebuie să ne miești, odinească dine, să întind foaia dine. Le-ai numărat câte trebuie să le pun, nu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. În cap, tăvâri. În cap? Și și pe ce mamă ea? Să le dăuți încă o dată sau le lăsați să o odihnească? Oleac. Așa, le acoperim? Chiar am uia eu cât ele scodinesc, rămân de învârtit. De învârtit. Pășem și învârtit. Da, da. Pășem învârtit, că înainte vrem cu învârtita să dovde. Când învârtita, plășitile se mâncau îndată, da. Dar învârtita mai să sățoasă. Pășim pentru învârtită. Punem câte trei mâini de faienă la învârtită. La o învârtită merg trei pumnișori de faienă, da? Da? Punem faiena. Punem o leacă de sare, punem o bucățică de batcală, de drojdie. Plășințările se fac fără drojdie. Plășințările fără drojdie. Da, învârtită. Da, învârtită cu drojdie. Cu drojdie. Și înainte, drojdia naturală era făcută din batcală. Da. Dar batcălele erau făcute din spumă de poamă, da. Să-mi minte. Eu am. În norocul nostru, coșem plășințe ca plouă. Nu mă gine coșe mai înainte, sproaie mai... Să știu ori... Împărțim pentru o învârtită, câte trei foi la învârtită. Admiram cu mare atenție fiecare mișcare. Că noi nu ne plouă, noi suntem în ploaie, le adunăm. Doamna Larisa, acum și facem. Cât se odihnește aluatul acolo? Cât se odihnește aluatul, noi aprindem focul în cuptor. Și cât arde focul în cuptor, noi facem plășintele. Pe urmă, ca să înșurăm focul de vatră. Și îl lăsăm să potolească și dăm plășintele în cuptor. Tăvările sunt pregătite. Tăvările le-am pregătit, tot numai să... Dar vroiam să știu, mă, dar cum gășești cam câte lemne trebuie de pus în cuptor? Așa, cam două brățoare de lemne, numai. Și ajung, nu da. Trebuie mai mult. Când șeriu cuptorului roșu, așa. Și vatră când dai cu coșeu așa pe vatră și sară și scântei, atunci gata. Atunci focul e bun. Da, haidem acolo. Haidem. Ungem tăvălele acum, da? Le ungem tăvălele cu ulei. Așa binișor, să nu se lipească plățințelele. Așa. Da, între timp, doamna Larisa... Ștorește plășințelele, turtițele. Într-un vas mai adânc punem uleiul, pe urmă le ștorim și le punem una peste alta. Acolo, în ulei? Da, da, da. Așa. Hai cu Doamne ajută și l-ai ștorit. Ei, dar tot eu zic că atunci cândva cum sfășeau plășintele, acelea sunt cele mai gustoase. De la mama sunt cele mai gustoase plășinte. Și apropo, chiar vroiam să vă întreb, de unde ați învățat această rețetă de... De la mama. Că mele bunele nu erau când eu eram mărișoară. Și de la mama am învățat. Mama tare bune plășinte plășe. Și eu când eram copchilă, miticuță, tare multe le-am învățat de la mămuca. La bunica. La mămuca. Mămuca, așa cum se zice la noi. Strămămuca. Și strămămuca, și mămuca, dar mai mult de la mămuca Nina. Dumnezeu să o ierte. Și când pășe plășinte, eu țin minte că mă suiem pe lejancă. Hai, dă vreo două tuftițe de acolo.
mă suiam pe lejancă și mă uitam. Ei era bucuroască, eu stau cu mințic și mă uit. Și când făceam plășintele, ca să țin eu minte cum urmează toți pașii ăștia, apă îmi spune așa, hai la deal și hai la vale, plăcințic făti mare, hai la stânga, hai la dreapta, să se facă mare fața. Și apă lua așa ea mână și spune că uite așa te-o iei învârti, sub țărică tu vei fi. O punea jos pe masă, o împătura, îi punea împlutură la mijloc, să meargă pe gât cu foc. Și patru colțuri eu lipesc și la cutură te poftesc. Și ea ca așa, țin minte și eu până în ziua de azi, să nu uit cum să fac plășintele, să nu le încălcesc. Și să fac întâi și toresc, ori spun împlutura. Mă tot spune de mama Natalia, țin minte și eu pe chiotea Olia Dumnezeu. Era o femeie foarte bună și înțeleaptă și de câte ori vinem, că eu la mata vinem și îți creștem copiii. Te învăța, mamă, lumea mea învățată, dar atunci trebuie cineva să-i înveți și să facă, cum să-l crească, cum să-l hrănească. Și ea ca slava Domnului, ai și mata doi copii frumoși. Da. Și, foarte respectoși, vreau să spun, foarte, nu uite niciodată că tu ești din satul Cajba și ne mândrim cu dânsă. Atâta ne-a rămas și mie măcar toate doi copii cu minți. Doamna Larisa, aveți doi copii, cum am înțeles? Brav și cu minți, cum ați spus la urmă. Dar nepoți? Foarte bun nepoți am. Câți nepoți aveți? Am patru nepoți. Da, să vă trăiască. Trei am ușa să am trei să nepoți. Ești tânără, vreau să-ți zic. Da. Și bogată. Da. Sandu ne face de ochi. Așa. Bravo. Da, nepoți foarte bune. Nu știu cum să-i mulțumesc lui Ilea. Și cu Stella, cum mi-a educat. Dar puteți să începi de la mata, vreau să spun, cum ai educat mata copchii, așa și copchii mata le duc mai departe. Ionel s-a dus, a venit, dar e cu copchii ca s-a fost. Dar bună-ți, Dragoș, m-am găris. Hai să-mi poți plăcinte de ziua mea, scop mai e, Dragoș. Mama ceta face plăcinte, dar e până de oștie. Îi plac croansantiuți. Și eu mâncat, el nu mai ajuns el la plășinte, cu copchie, cu... Eu îl întreb, măi, Dragoș, ai mâncat plășinte? Am mâncat, mamă Larisa. Dar îi spune la Alostela, ți și nu vreau să o obirduiesc pe mamă Larisa, și tă n-am mâncat. O mâncat el la douăza. Steluța, când s-a născut Ionel, în ce clasă era? În clasa a doua. În clasa a doua, dar de-am când s-a dus Steluța la școală, în ce clasă era el? Era... Dacă... A 90, nu știu, în ce clasă. Mi-a prins un moment. Eu dacă îmblam mai mult pe drumul, pe sat, pe dimineață, în sară, Ionel, într-o rând, mă aud cine vine o... un... tânăr frumos cu o fetiță de mână o tânăr, de un urmă o trage, zic, cine? Când mă audă el Steluța, Steluța în clasa întâi e mai trăje înapoi, dar el o trăje înainte, mai răbde când trăzâiem la școală. Și ia că așa moment chiar mi s-a întipărit în memoria mea. Și-am luat și în capsule ei. Așa. Așa. Și acelea sunt mai odinite de desubt și le înturnăm, să le luăm pe dâns, le întâlnim. Pregătim împlutura pentru plășinte. Brânza de vacă, punem o leacă de sare, așa, stricăm ouă, cam câte ouă spune la brânză? Depinde de brânză. Da. Punem după cum e brânza. Dacă brânza e mai mulcuț, punem mai puțin, dar dacă e mai mărtoasă, punem mai multe ouă, dar trebuie pus ouă. O leacă crește în plășinte și plășinta o leacă se ridică. Dar eu chiar nu punem așa de multe ouă, chiar când plășim plășinte. Și eu nu punem, dacă n-am dat-o eu de nadă, e mai bun dacă e ouă. Dacă ouă mai mult, înseamnă că pui bun, iese bun, cum să zici.
Dacă te-o dați, pui și ai. Da, da, da. Am o cartofa, fierbim cartofa, o leacă o prăjim, pe urmă punem o leacă de brânză de oaie între asta. Și atât, da? Varza, curechiul, cum spuneam noi, îl prăjim, punem un ou, două, punem o leacă de chipier negru între asta. Da, varza e murată. O leacă crudă și o leacă murată. Am pregătit pentru plășinte cu miere. Am tăiat mierele. Plășim plășinte? Plășinte. Presurăm zahărul. Da? Da. Hai să începem treaba. Da. Hai să începem. Cum spune bunica mea, așa și măta, patru colțuri, le lipești. Așa. E ca și plășința, dacă o lipești așa ea, când o dai în cuptor și părți să o leagă. O leagă să ridic. La plășintele cu miere, punem întâi zahărul. Zahărul. Așa. Pe urmă lipășim. Și lipășim mai la sfârșit plășintele cu miere. Da, lipășim le-am. La sfârșit? Mai la sfârșit, ca să nu le iasă soc. Așa, așa. Am o facem învârtită. Ștorim foile, lăsăm o leac să hodinească și... Pe urma să-l întindem. Facem învârtit cu brânză de oaie. Aici uloi de acum nu se mai pune. Spune? Spune? Dacă nu-i pune uloi, am la manele. Lăsați o hodinit, o ungem cu uloi și o întindem. Ca la plășinte? Da. Să țărică-i pe așa? Da, da, da. Stăteam cu minte ca în copilărie și mă miram cum o bucată de aluat poate deveni atât de fin și subțire.
frumos, înșurăm focul pe vatră, lăsăm să potolește și pe urmă dăm plășințele în cuptor. Și înainte de a da plășințele în cuptor, le ungem și le ungem acolo. Cu ou și cu ulei de lapte. Cu ulei de lapte. Așa. Bătem bine ou, pe urmă adăugăm locul de lapte și imediat o dăm la cuptor. Și cât plăcintele erau la cuptor, ne odihneam și noi un pic, stând desigur la taifas. După ce scoatem plăcințele din cuptor, ce facem, doamna Larisa? Le ungem cu smântână. Așa. Și le acoperim să moaie, să fac perpenițoasă. Sunt super delicioase. Nu în zadar, cu nerăbdare am așteptat acest moment. Ferfenițoase, gustoase, cum n-am mai mâncat până acum. Să aveți poftă!